Vă rog mult să îmi confirmați prin chat dacă noi ne auzim și când scăpăm de partea tehnică, o să putem să începem comunicarea noastră. Super, 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 super. Vedeți, eu azi sunt în Chișoare. Eu azi am setat studioul pentru ca să comunic cu voi la nivel de bancă, dar pe urmă nu știu așa interior unde vii și eu zic, dați-mă scol în Chișoare. Eu două ceasuri azi o să stau și să fac sport. Din când în când promit să mă așez în poziția asta și să comunic la fel cu voi. Respectiv, colegi, prieteni, ne adunăm, se adună toată lumea sus în chat, vedeți, pinuit, dar eu pot și să vă șăruiesc. Nu neapărat că pinuit, un moment organizatoric foarte important. Când o să trecem la poziția de întrebări-răspunsuri, să facem cunoștință cu voi, vreau ca voi să-mi răspundeți în chat, aici pe link. Vedeți, este întrebarea care este statutul tău. Vă rog mult să răspundeți acolo, clicați și răspundeți cu care job voi vă asociați, ca eu să înțeleg ce audiență noi avem azi aici, până noi să trecem la partea asta de a face cunoștință. Așa, ca să înțeleg cât de tare, noi azi, apropo, spuneam despre momentul organizatoric, noi discutăm despre Facebook, a noi să fie webinarul despre cum să găsești clienții prin sau în Facebook, cum să lucrează în platforma asta Facebook la nivel de căutare de clienți. Dacă voi, vă rog mult, cei care răspund, Livia, te rog mult, sus este un link, clic acolo și acolo scrie SMM, social media manager sau copywriter sau director sau poate tu ești și director și social media, poate ești contabil și copywriter, adică ce ești, scrie acolo. De ce? Pentru că uitați-vă ce grafic frumos la noi se primește la nivelul de poziționare. Orice răspuns al dumneavoastră, eu văd în statistică cumva în dinamică și eu noi vedem ce fel de oameni sunt și au venit azi la noi. Revenim la acest tabel curând, noi suntem deja peste 60 de oameni, da? Dar în chat-ul răspuns până când 12 oameni, încă 40 stau și clichează nu știu și nu știu unde. Așa că vă rog mult să faceți acest moment. Noi azi discutăm cu voi câteva subiecte importante. Până eu vă zic despre subiectele pe care noi urmează să le descompunem, eu vă rog foarte mult ca voi să-mi răspundeți prin zero, dacă sunteți prima oară la vreun webinar organizat de către mine, și prin cifra 1, 2, 3, 5, cam cum țineți minte, cam a câtele webinar voi deja urmăriți. Vreau să înțeleg pe cât de tare trebuie să pun accent sau să trecem foarte fugitiv prin cine sunt eu și de ce eu azi îmi permit și vreau să povestesc despre cum să găsim clienți prin Facebook. Haideți, de la 0 la nu știu câte webinare, 10-20, voi scrieți în chat, dar eu vă spun că noi azi discutăm despre niște instrumente, o să fie 6 vectore, dar în principiu vom răspunde la întrebarea cum să profităm maximal de Facebook, cum să găsim oamenii, cum să economisim bani, pentru că elementul de Facebook presupune că noi o să cheltuim bani și aici eu vreau să fac o remarcă că eu nu o să vă arăt cum voi să nu cheltuiți bani. Eu vreau să vă arăt cum voi puteți să investiți bani în Facebook și cu acești 100 de euro să aveți rezultat mai mult. Respectiv, vom vorbi inclusiv despre de ce suntem blocați, de ce ne se blochează publicitatea, inclusiv pentru majoritatea din voi care vor să continui studiile, o să vă dăm și oportunitățile de a continua să pare asta activ în social media. Haideți să vă ce spuneți voi, eu când mă îndrept în partea asta să știți că cumva eu mă uit ce scrieți voi, dacă întâmplător, tehnic, primele 10 minute de obicei, dacă voi mai ales priviți de pe telefon, sunetul poate dispară sau eu să frânez, respectiv faceți un butonaș cel roșu, reîncarcă sau la browser share și va fi ok. Dacă aveți un Wi-Fi bun, n-ar trebui să avem probleme. Așa, 20020004502000004. Am înțeles, 00000. Bun, bun, ok, super. Majoritatea nu a fost nici la un webinar. În fața voastră este Dumitru Talmazan. Eu lucrez în domeniul social media și azi o să vă povestesc cumva partea asta de experiență. Până atunci, uitați-vă ce detalii tehnice, faceți-vă timp maxim 2 ore, adică de la ora 7 până la ora 8:30-9, cam așa o să dureze. 20 minute o să fie pentru întrebări-răspunsuri, la fel o să anexez un link
unde puteți să vă puneți întrebările voastre mai desfășurate, unele poate le voi prinde, dar pot scăpa, deci dacă le puneți acolo la final precis, vedem. Inclusiv pentru cei care vor să facă studii în social media, avem niște oferte, avem un webinar despre downloadare și taguiți-ne în Instagram dacă puteți. Vă rog foarte mult, cei care stau de pe telefon, faceți prin screen, mai prin butoane, cei care stau pe calculator, faceți niște stories-uri, știu precis că o parte din voi fac notițe. Noi primim after curs deseori partea asta de tag la nivelul de ne-am notat, urmează să implementez. Super, bravo dacă sunteți prin lista acestor persoane. Ce ține de partea de tag, talmazan.md și talmazan.school, vă rog foarte mult, faceți-ne un ghine, noi am ușvohă să facem ghine și când la 2, 1 la altul fac ghine, se prindește ghine la tăți. Așa că, haideți să fac un scurt despre elementul ce trebuie să facem, încotro noi mergem. Și dacă voi faceți vreo postare, nu uitați să puneți Talmazan Webinar. Acest hashtag Talmazan Webinar, eu periodic mă uit prin el și mai dau câte vreun cadou la oameni. Cei care au fost atât de fideli în Instagram sau în Facebook, care au făcut o postare, după curs au pus screen-uri, poze sau experiența lor sau părerea lor, bună, rău, nu contează, de obicei nu mai bună, pentru că noi lucrăm la calitate, nu la cantitate. Respectiv, puneți hashtag-ul Talmazan Webinar și nu este exclus să mai câștigați și câteva lucruri utile despre social media. Noi nu ați dăm iPhone și mașini despre social media. Toți cei care o să privească la acest, o să vă spun și facem noi cu elementul de ghid. Mie spune Dumitru Talmazan, cum vă spuneam, voi nu uitați să vă spuneți ce faceți voi prin link-ul de mai sus. Eu sunt antreprenor digital, MBA executive, speaker internațional, foarte fugitiv, foarte repejor, unde eu predau. Am un curs la Business Models, Universitatea Sinergie, Talmazan School, proiectul în care voi acum am aflat Sidonian Lab, Reputation House, ASAP Digital Team. În baza acestei agenții, practic, și-am căpătat experiența mea de expert în domeniul social media, pentru că noi promovăm 10, luna asta avem în promovare vreo 30 de companii, luna trecută vreo 25, luna viitoare iarăși mai vin clienți. Acum este un val foarte mare. Ultimii 3 ani de zile care noi lucrăm în social media, noi am promovat peste 300, cred că, de companii, mici, medii, mari, de tot felul. Respectiv, experiența asta eu șeruiesc cu voi. Asta e perspectiva prin care eu voi forma cumva elementul de comunicare în contextul social media sau în contextul cum eu văd rețelele de socializare. Kick Social Work, o aplicație social media și restul detaliilor despre colegii mei mi-au pus în prezentare mult despre Talmazan Dumitru. Noi trecem foarte, foarte repede pentru că cele mai importante cifre sunt acestea. 6 ani în domeniul social media, peste 200 de companii în promovare, consultanță, peste 2000 de absolvenți care au absolvit cursurile de Facebook, Start, Instagram, Mediu, peste 30.000 de participanți în evenimente din seria în care voi sunteți și peste 300.000 bugetul de promovare care ne permite ca noi să facem anumite concluzii, bugetul anual pe care noi îl, cumva îl investim. Haideți să văd cine voi sunteți. Și cei care mai sunt, vă rog mult să îmi arătați și voi care este statutul vostru, să înțelegem în ce direcție mergem. Director, student, marketer, contabil, SMM, cel mai mare, asta înseamnă că mai mulți au spus fix așa. Specialist social media, manager de turism, media manager, marketing manager, super, super, jurnalist, copywriter, vânzător, administrator, startuper, specialist în comunicare, marketing, Google Ads, marketing, vânzător. Eu văd că 29 de oameni, cei mai dornici, harnici și fideli, oameni care au răspuns, răspundeți în continuare acolo, eu o să mă trag de cu ochiul din când în când. Azi noi vorbim un pic de detalii tehnice, deci mă bucur că audiența care s-a adunat este cumva în temă, pe de o parte. Deci eu vă spun deodată reguli de joc. Aveți două căi. Prima, voi puteți să ascultați, să notați și să faceți. A doua, voi puteți să ascultați și să înțelegeți cam în ce direcție trebuie să meargă asta. Sunt multe momente, dacă mai ales sunteți antreprenor sau coreograf, poate nu o să aibă interacțiune directă cu setup-ul, cum să găsească clienți, n-ai de ce vinde. Chiar dacă eu cred că aveți ce vinde, orice idee, produs, serviciu, se vinde. Concept, filosofie, ajutor, totul se vinde în Facebook la nivel de click, cost, afișare, respectiv poate unele detalii să fie mai complicate sau mai necunoscute. Notați măcar să puteți după asta săpa mai adânc.
Notați că după asta să vă duceți la social media managerul vostru sau directorul vostru și spuneți, uite, eu am aflat că este o tehnică prin vânzare, prin video. Ia că cam așa e conceptul, haideți să testăm și noi. Ca idee, da? Respectiv, asta o să vă ajute că voi cumva să înțelegeți mai bine și să vedeți calea voastră spre care voi mergeți. Pentru că calea mea este una foarte interesantă. Stați că n-am arătat ce trebuie. Cine a mai fost la webinarele noastre, eu am de ca 3 slide-uri, ele mie îmi plac, eu le pun în toate prezentările, pentru că așa, e o nostalgie momentul că mulți vor peste noapte să iei social media manager, peste noapte să aibă clienți pe Facebook, să pui 10 bucks-uri și asta tăți ei vând. De ca noi nu putem așa și e că noi ne-am dat seama că nu este pilule și e, cum îi mai spune, salvarea și e care voi spuneți clic, clic, clic și la voi și crasiva. Nu este așa ceva. Apropo de crasiva, din ce fel de regiuni voi vă aflați? Sunt oaspeți din alte țări, România, din alte țări unde nu înțeleg cuvântul crasiva? Ca eu să înțeleg pe cât de atent să fiu, pentru că mulți îmi fac observații. Dumitru, tu vorbești, nu știu cum așa, rusizmi, ai. De unde voi sunteți? Puteți să-mi scrieți inclusiv. Respectiv, spuneam despre mine că cumva eu am început calea asta de social media tare, de mult și oră, spun eu, tare de mult și în contextul de prezență, cam de pe atunci asta era, când eu am început să fac social media și am început să fac postări, ca e Dumitru Talmazan mulți ani în urmă, cum el în YouTube despre afacerea lui în Mirese spune nu știu ce chestii. Era așa un trend tare interesant când tu trebuie să postezi poze de bună dimineața și în contextul acestor poze de bună dimineața neapărat trebuie și poza fondatorului sau poza cu unui director sau cuiva din seria asta. Respectiv, așa postări făceam noi mulți ani în urmă și asta cumva aduce rezultate. Dar foarte mult s-a schimbat de atunci. Deja nu mai are sens să postăm pur și simplu poză. Nu mai are sens pur și simplu să mergem în comunicare. Noi trebuie să înțelegem că vânzarea sau elementul de găsire a clientului nu se face prin postări. El se face prin publicitate, el se face prin instrumente. Deci dacă voi faceți postări în pagină și le bustuiți, da? Puțin probabil că asta poate fi o regulă care noi am putea aplica la majoritatea companiilor. Una, două, trei din 100 poate să facă așa chestii. Dar dacă voi vreți vânzări din Facebook, dacă voi vreți să înțelegeți cum se poate de folosit această platformă eficient, și să, acolo sunt 3 instrumente și 3 strategii. Notați-le. Răbdați o oră, azi trebuie și repede webinarul, e că noi deamul suntem cu voi cât? Deamul suntem 16 minute în live. Deci e așa, Nispărieni, Italia, Los Angeles, Republica Moldova, Ungheni, Chișinău, Germania, înțelegem tot. Хорошо, Cristina. Dacă mă înțelegeți, хорошо atunci. România, Inga, salut România! Cei din România, noi cu drag interacționăm cu voi și ne place să lucrăm. Dacă vreo frază nu înțelegeți, scrieți-ne în privat și noi să dăm explicații, dar să știți că nimic de rău nu vorbesc. Da, nimic de rău nu vorbesc. Ce bine eu am reformulat. Așa, încă o chestie pe care e foarte important de înțeles, eu vă spuneam la nivelul de cum o streacă această oră pe care noi să o comunicăm? Independență de rolul pe care voi îl aveți, da, voi ați spus că voi sunteți, așa, privind la răspunsurile voastre, voi sunteți și pe partea de specialist, și contabil, și copywriter, și antreprenori, și studenți, și start-uperi, adică sunt mai multe tipuri de audiență. Și eu aș vrea ca maximal să primiți eficiență dacă voi din start o să vă calibrați pe cele două direcții și din start ar fi fain noi să înțelegem cu voi care este scopul nostru. Eu vă spun care este scopul meu, dar voi vă rog mult clicați pe alt voting pe care l-am pregătit pentru voi, el va rămâne aproape până la final, pentru că eu vreau să înțeleg care este scopul vostru. Scopul meu, de ce eu fac webinare gratuite, este posibil în 3 direcții. Prima direcție este o direcție de expertiză. Dacă voi aveți oameni care cunosc ceva, voi știți că ei într-un moment dat nu pot sta. Ei nu pot sta că ei vorbesc despre asta pentru că ei trebuie să se dezgolească, trebuie să fie goi înăuntru ca să se umple paharul iarăși. Respectiv, eu nu pot. Noi când eram în offline făceam demo day-uri, dacă vă amintiți cine au fost la aceste demo day-uri. Dacă acum în online sunt webinarele,
voi, scopul meu este ca eu să fac share de experiență, pentru că nu este neapărat un share de experiență, v-am lăsat și link în chat acum, nu este neapărat un share de experiență care nu are scopuri, nu că meschine, dar comerciale. Inclusiv noi vindem produse, dar produsele noastre sunt necesare pentru piața asta. Noi, în piața asta, introducem elementul de cultură, social media și instruire și ca mergem spre direcția de profesie în contextul ăsta. De ce cei care vor să facă introducere pentru dânsii, webinarele sunt o formă foarte, foarte, foarte simplă. Foarte bună, în care ei nu investesc bani, în care ei pot să înțeleagă câteva lucruri interesante. Cei care vor să-și reamintească cumva să facă un refresh în interior. La fel, webinarele sunt o chestie tare, tare interesantă. Eu am aici o nimă și încă în când o stâng. Respectiv, dacă vorbim despre vedeți ce magie, pac-pac și noi. De ce? Scrieți care este scopul vostru sincer. El este anonim, eu nu știu cine asta răspunde. Dar eu aș vrea să înțeleg. Noi avem 311 înregistrați la acest webinar și noi în live acum avem 89 și respectiv e interesant, 89 de persoane, asta e foarte mult, asta 100 de oameni, asta jumătate de arată galbenă, care stau acum și mă privesc și eu vreau să înțeleg de ce voi priviți asta. Astăzi mă ajut să îmbunătățesc produsul. Poate să-l fac mai des, poate mai rar, poate deloc să-l fac sau să-l fac în alt format. Deci vă rog mult, spuneți-mi ce vă doare. Poate chiar și în privat mai detaliat. Social media management sau social media marketing. Iuliana este administrarea rețelelor de socializare sau comunicarea în contextul rețelelor de socializare. Managementul lor sau ca instrument de marketing. Respectiv, mergem spre partea asta de comunicare. Vă spuneam, 2013-2014 am lucrat ca propria afacere. După care eu din 2015-2017 am lucrat în mai multe organizații ca social media manager, de unde am căpătat experiența din interior. Eu înțeleg și doar epiteți, și pe designer, și pe copywriter, și pe media manager, și pe analytic manager, și pe social media manager, și pe directorul înțeleg, și pe contabilul înțeleg. Asta mi-a dat experiență că eu pot să cresc la un alt nivel și din 2018 până azi am creat câteva companii, unele sunt în parteneriat, agenția este cu Alina Florea în parteneriat și unele le administrez eu. În patru țări avem activitate de comunicare la nivel de social media. Azi noi deja, dacă câteva screen-uri, dacă cineva încă se mai întreabă, se merită să petrecem următoarea oră în comunicare, sunt companii care au fost la instruire la noi, care s-au promovat la noi, pe care am consultat, sunt companii care au beneficiat de produsele noastre, peste 3.000 de beneficiari, asta înseamnă vreo 1.500 minim de companii, care au trecut prin expertiza mea, prin elementul de comunicare la nivelul de social media. Ok, 92 de persoane, respectiv, asta înseamnă că noi suntem gata să pornim la drum. Vă spuneam despre trei piloni pe care azi vreau să-i abordez. Puteți să vă notați trei instrumente care azi, aici, mâine, o să vă dea posibilitate ca voi să vă promovați, ca voi să vă ridicați calitatea comunicării la un alt nivel. Dar vă garantez, dacă voi prin aceste trei instrumente pe care noi le descompunem în continuare, o să ajustați măcar cu o lecțică, atunci voi o să economisiți bani și o să primiți mai mult rezultat. Obiectivul, important, structură, important, audiență, important. Vorbim despre al doilea categorie despre care o să vorbim, despre trei tehnici și strategii, este cum să promovezi prin video, tare preferata mea tehnică acum, pentru că ea este cumva foarte bine se indexează, cum să lucrează și de ce trebuie de lucrat în remarketingul și recognoscibilitatea ca instrument important pentru afacerea voastră. Respectiv, așa, oamenii aici vorbesc, merge un training în paralel în chat. Olga cu Cristina. Așa, ce înseamnă să învăm social media, crește când... Ok, da, cam pe acolo, identificarea unor potențiale resurse devenit pasiv. Voi dați și răspunsuri mie, creșterea vânzărilor. Sorry, am înțeles greșit. Ok, dacă nu vă regăsiți în voting-ul care eu l-am pus pe link, menti.com și link-ul acela, vă rog mult să scrieți inclusiv și aici, e binevenit, nu-i păcat. Nu-i păcat deloc. Da? Ok? Da, că eu îl privesc, ca să vă dați seama că eu vă urmăresc și acolo. Noi avem câteva persoane care scopul sunt aici, că m-a rugat cineva.
Cine ești tu? Cine te-a rugat? Ia zi. Respectiv, vreau să petrec timp util, ok, vreau să beneficiez de ofertă. Dacă voi vreți să învățați, webinarele sunt o chestie foarte faină, pentru că noi la urmă dăm ofertă unică care este în piață și inclusiv la noi, cu reduceri și cu bonusuri foarte faine. Vreau să fac cunoștință cu speakerul, ok, a să vedeți, vreau să fac cunoștință în SMM. Tot scop nobil bun, în chat este acest link, vă rog mult să clicați și să-mi dați răspuns. Noi începem cu primul element despre care tot spun că face parte din primele trei instrumente, obiectivul. Uitați-vă, dacă voi vă apucați să faceți publicitate în Facebook, noi spuneam, elementul de postări, asta e și o chestie care e bună. Dar orice comunicare în social media, practic pe orice platformă socială, ea este cumva fără sens dacă nu este promovat. E că dacă voi ați venit la webinarul ăsta să aflați 25 de modalități cum să-ți crești vânzările în Facebook fără promovare, nu-i Talmazan Dumitru și nu-i webinarul ăsta. Pentru că ceea ce vreau eu și ceea ce văd eu, inclusiv tema de astăzi a născut din durerea la două consultații corporative pe care noi le facem, acum, unde eu văd că aceste puncte despre care eu azi vorbesc, ele nu sunt implementate, dar bugetul e cheltuit. Directorul nu înțelege ce face social media manager, social media manager niciodată nu a fost provocat să vadă mai mult sau nu avea de unde, cum poate așa, poate butonul verde spornește, publicitatea merge, respectiv în contextul ăsta noi vedem un gap mare și sliv foarte, foarte mare. Respectiv, obiectivul pornește de la faptul că orice promovare în Facebook poate să aibă mai multe obiective. Când voi intrați în contul de publicitate, cei care niciodată nu au intrat, am ușa să vedeți un design nou pentru voi, dar dacă voi ați intrat în contul de publicitate, voi ați văzut așa o chestie. Voi ați văzut că el vă dă posibilitate că voi să creați o publicitate. Respectiv, atrageți atenția la această etapă. Orice publicitate are o structură, va fi următorul element. Dar primul element din publicitate este scopul. Când voi faceți boost pe buton albastru, cel mai des, voi activați instrumentul, dacă îl priviți în desen, coloana din mijloc, rândul 1-2, interacțiuni. Cel mai des se face interacțiuni. Dacă voi acolo un video, atunci asta este video views, a cincilea sau a patrulea și cam pe acolo, interacțiuni, video views și câteodată poate ce clicks pe site. Foarte rar. Când noi vorbim despre obiectiv, există trei categorii, vizibilitate, considerare, conversie. Vizibilitate, două instrumente fermecătoare, vizibilitate mărci și impactul. Puneți plus cine prima oară aude când publicitate din Facebook există mai multe obiective care influențează la reclamă, care fac ca reclama să ruleze mai bine sau altfel decât pur și simplu butonul albastru. Puneți un plus dacă voi sunteți în stadia asta de conștientizare a produsului vostru, a activității voastre în Facebook. Pentru că independență de obiectivul care voi să-l alegeți, și rezultatul va fi altfel. Anunțul practic e același. Practic e același anunț. Dar e că cum arată Facebook-ul și cui o să conteze independență de obiectiv. Super, super, plus. Mersi tare mult, scrieți, dați-mi feedback ca eu să pot să simt că voi sunteți aici. Pentru că vedeți, eu m-am zavădit și am ușa repijor, o să vă facem vouă și bănuți, și eficiență, și publicitate. Respectiv, dacă alegem instrumentul vizibilitatea mărcii sau impactul, vizibilitatea mărcii este un instrument care în contextul de promovare este așa termen ca CPR. CPR este cost per rezultat. Adică orice instrument are o cifră care îți spune au costat 0,5. Dacă ai făcut, spre exemplu, publicitate clicks pe site, înseamnă că te-a costat un click 0,5. Dacă ai făcut video views, înseamnă că te-a costat o vizualizare 0,02. Respectiv, CPR-ul la vizibilitatea mărcii este câți oameni vă vor mai ține minte încă 3 zile după ce au văzut publicitatea. Este un fel de statistică care să arăte că te-au văzut 10.000 de oameni, dar dintre așa 3.000 o să țin minte încă vreo 3 zile. Asta înseamnă gradul de iau niște termeni, cât el a stat pe anunț, când, cât de repede a clicat, dacă a clicat, dacă a revenit, dacă a doua oară, respectiv asta înseamnă că ei zic așa cu un asterisk, el genul testați departamentul marketing și taratara, dar în principiu instrumentul ăsta este tare fain să vezi cât de reacție bună este la recunoștibilitatea brandului vostru. Al doilea instrument pe care acolo este la vizibilitate sau la elementul de awareness este impactul. Un instrument extraordinar
și carnei până măduva oaselor. De ce? Pentru că dacă toate instrumentele, restul, cumva lucrează pe direcția de conversie, genul să arăte la oameni care clichează, să arăte la oameni care mai mult vizualizează, impactul are sarcină să arăte. Adică el este cel mai ieftin instrument. Spre exemplu, aveți $100, ați luat click to website, instrumentul click spre site, ați pus $100 cu instrumentul click to website. În Moldova, CPM-ul costă 1000 de share. Va costa, o să puteți arăta, de la 50.000 până la 80.000 de oameni odată, de ori, poate fi oameni unici sau oameni care, la care se repetă anunțul. Respectiv, cu instrumentul impact, CPM-ul vostru nu costă $1, dar poate costi 0,25 cenți. Adică $100 voi puteți arătați de 300-200.000 de ori, 300-150.000 de ori. Adică voi veți arăta multe ori la același buget. Și ar fi aici o concluzie, dar până ar fi mai bine să arătăm mult, 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 mult. Nu, pentru că în dependență de situație, în dependență de business, de etapă, de promovare, instrumentele se aleg corespunzător. Acest instrument îl alegeți dacă vreți să intrați într-o piață și vreți să faceți repijorul în val așa, numai să arătăm pamilcat logotipul, acest instrument este extraordinar. Considerare sunt instrumente de interacțiune trafic, interacțiune postare cu evenimentul sau cu like page-ul, vizualizare de clip video, generare de clienți potențiali și mesaje, două instrumente și carne. Atunci când voi nu aveți un landing page, atunci când la voi oamenii intră pe landing dar nu completează, voi puteți merge în remarketing cu instrumentul lead generare, care le e datele de contact automat. Sau instrumentul message, multe afaceri acum trec pe mesaje, pentru că mie nu e mai comod să văd anunțul, să clichez între preț sau să clichez dacă când sunteți deschiși, ca să nu sunt, nu au voce, eu nu pot vorbi, dar așa stau la lecție, la lucru și eu pot prin mesaj comunica. Gândiți-vă comportamental ce se întâmplă. A treilea câmp în instrumentul de obiectiv este conversie. Asta este un fel de artilerie grea de publicitate. Acolo îți duc numai și ei care se pricep. Instrumentul conversie este cel și instrument trafic, doar că el lucrează în bază de pixel. Dacă ați auzit de pixel, dacă știți ce este pixel, atunci cred că ați văzut că pixelul are conversii personalizate, poți face tracking la audiențe care a intrat, care au clicat, care s-au dus, care au făcut ceva, au ajuns pagina de mulțumire, sau stat 5 minute, sau el în general a venit de acolo și a dus încolo. Adică este un ochi care stă la website și se uită ce face clientul. Din acțiunile clientului, el face conversii. Dacă ai setat corect pixelul, atunci poți face, spre exemplu, conversia cei care au inițiat cumpărătura. Fiți de acord, oamenii care au intrat pe landing și cu oamenii care au inițiat cumpărătura sunt două categorii de oameni total diferite. De ce conversiile lucrează doar în bază de pixel și ele lucrează atunci când aveți trafic, când voi aveți un trafic la voi pe site, când voi puteți garanta pixelului minim 500 de conversii pe săptămână sau 30.000 de conversii pe lună. Ce se întâmplă atunci? Atunci se întâmplă o chestie că pixelul primește date, noi îl hrănim cu date și el aceste date poate să optimizeze publicitatea mult mai calitativ. Ce facem noi? Noi nu avem 500 de înregistrări, ca spunem, thank you page-ul ca conversie în Facebook la nivel de conversii. Noi nu avem 500 de inițieri de cumpărătură. Atunci noi facem conversii comportamentale, genul, o stat un minut pe site. Fiți ce aici de acord, că o stat un minut pe site și o stat 10 secunde pe site, posibil cel mai interesat. Sau au făcut scroll 75%. Deci, dacă voi aveți vreo mii de oameni care au intrat pe site, precis ați găsați că vreo 500 care au făcut scroll, adică au manifestat un interes mai mare. De aceea, vorbind despre primul element, un obiectiv corect, în capul mesei, când vă faci strategia, gândiți-vă ce fel de obiectiv noi să alegem. Și sunt mai multe chestii de ce trebuie să alegem un obiectiv, a doilea sau a treilea. Dar întrebați-vă elementul de ce fel de scop în campania asta am eu. Și respectiv din asta la voi o să reiasă alte momente. Al doilea motiv pilon în direcția de comunicare este structura campaniilor publicitare. Strâns legat de crearea publicitară, strâns legat de tot ce înseamnă publicitate, dar voi trebuie să țineți minte că clicând pe butonul Boost Post, voi, practic, la fel folosiți același instrument, aceeași structură, doar că voi nu vedeți asta. Deci eu aș ruga, v-aș implora
că voi să setați publicitatea din contul de publicitate. Dacă aveți business manager, racheta. Dacă nu e business manager, măcar din contul de publicitate. Pentru că voi, când clicați pe creează o campanie, să puteți alegeți scopul și să puteți să vedeți care este structura campaniei voastre publicitare. Vedeți, în partea stângă noi avem trei nivele. Orice campanie publicitară se orientează în contextul comunicării celor trei nivele. Orice campanie publicitară, ori bus post, ori reală, oricum ea este în trei nivele. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că voi, când creați o publicitate, voi oricum la nivelul 1 o să alegeți obiectivul vostru. La nivelul 2, voi o să trebuiască să alegeți setul vostru de publicitate. Deci voi alegeți setul de publicitate. Aici este audiența, aici sunt poziționările, aici este bugetul, durata, cui, cum, sunt foarte multe. Reușind din nivelul 2 de publicitate, la voi în principiu va fi calitatea anunțului. Adică dacă voi îți face corect nivelul 2 de publicitate, o să fie calitatea anunțului. Și orice nivel 2 de publicitate neapărat are un nivel 3 de publicitate care este nemijlocit anunțul nostru, care este la nivel foarte clar supus în subordinea nivelului 2. Asta este un tip de campanie foarte lineară care vedeți voi la voi în monitor. Există multe tipuri de campanii și cei care setează publicitate, eu v-aș ruga voi să vă deprindeți și să vă întrebați. Ați făcut vreodată dublură la nivelul 2 sau la nivelul 3? Pentru că o campanie la care bugetul este mai mare de $50 ar trebui să aibă minim două nivele 2. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că noi am ales nivelul 1, după care am ales două de nivele 2, aici se face dublură, și fiecare din nivel 2 are un nivel 3, care are până la, el poate să aibă până la 50 de anunțuri, dar are măcar 2-3 anunțuri minim. Și aici, la fel, nivelul 3, 2-3 anunțuri. Ce înseamnă asta? Arătăm la femei, arătăm la bărbați. Aparte, nu faceți în același set. Femeile gândesc într-un fel, bărbații într-un fel, vârsta 18-25 într-un fel, vârsta 35-45 altfel. De ce publicitatea voastră nu lucrează? Pentru că voi setați linear o parte din voi dacă ați setat. Asta e marea greșeală care eu o văd în publicitate. Când noi alegem 18-65, Moldova, tăți. De ce ați ales așa? Pentru să ne vadă mai mulți. Nea să vă vadă mai mulți. Mai mult ca atât. Să vă vadă să arătă galben 25 de ori, în Chișinău de 75 de ori, dar omul care trebuie n-a să vadă. De ce trebuie să lucrăm la nivele? Dacă la voi buget de promovare este mai mult de $100, posibil trebuie să aveți 4 nivele de 2. Dacă este buget de promovare a unei campanii $300, atunci trebuie să aveți 6 și 8 și 10 de nivelul 2. Adică noi putem împărți femei 18-25, femei 26-35, femei 37-45 din Chișinău, femei 27-25, femei 37-45 din Bălți. Și atunci voi să vedeți că imaginea va fi concret către vârsta care corespunde genului vârstei regiunii. Adică voi puteți să alegeți ceva mai chiki-triki pentru mai molodeoși și să alegeți ceva mai serios pentru oameni mai în vârstă. Atunci voi o să aveți eficiență în comunicare și structura campaniilor publicitare. Pentru voi este must have să o verificați, ori dacă nu o verificați, solicitați la noi un audit și noi vă verificăm momentul ăsta. Dar e important voi să înțelegeți că asta este inevitabil și voi trebuie să lucrați în această direcție. Mergem mai departe. Iar eu stric lunina în casa asta. Mai departe, dacă noi am ales obiectivul, dacă noi înțelegem că trebuie să fie o structură și această structură trebuie să fie ciopărțită, e mega important să lucrăm cu audiența noastră. Audiența noastră este totul. Tema de audiență în cursul nostru Master Ads este preferata mea, noi o zi discutăm doar despre audiență, pentru că audiențele azi fac miracol, audiențele azi dau analitică, audiențele vă dau posibilitatea să mergeți în remarketing, audiențele vă dau posibilitatea să vindeți a doua oară, să găsiți oameni care seamănă cu cei care au cumpărat. Dacă voi nu aveți audiențe, voi nu aveți nimic. Și dacă înainte, noi inclusiv 3 ani în urmă promovam mai multe branduri din același cont de publicitate sau nu dădeam audiențele clientului, din două motive. Nu era cultura asta, că atunci se făcea tot altfel, nici clientul, nici noi ca specialiști nu știam acest moment. Bugetul era mic, pentru 20-30 de bucks pe lună n-ai strâns audiență. Astăzi
Oamenii deja cheltuie 100, 200, 300, 500, 1000 de euro pe lună. Azi deja Facebook, un regulament spune că fiecare business trebuie să fie promovat în conturi de publicitate aparte. Deci dacă sunteți social media manager, atunci vă trebuie să știți că nu aveți drept să promovați în același cont de publicitate mai mulți clienți. Dacă vă sunteți fondator, director, atunci voi trebuie să știți că fiecare business a vostru trebuie să fie din conturi de publicitate aparte. E mai bine, în general, din business manager aparte. Toate acestea ne dă posibilitatea noi să creăm audiență care, la felul, la rândul său, este diferită și voi trebuie să verificați dacă voi vă duceți acasă. Eu mă duc acasă, dar voi sunteți acasă. Eu încurc la cursuri înainte de oamenități, eram într-o sală, dar mai numai eu cu Canonul și tot clădirea mea. Respectiv, voi verificați după curs. Dacă la voi sunt audiențe, intrați în contul de publicitate, intrați în audiențe, verificați dacă voi sunt cele 3, deja 4 audiențe. Audiență personalizată, audiență asemănătoare, audiență salvată și a apărut a moi audiență specială. Respectiv, aceste audiențe sunt nu doar despre traficul spre site, sunt puteți salva o audiență, toți cei care au intrat la voi și v-au scris mesaje. Imaginați-vă, voi un an de zile investiți buget de promovare. Voi vă scriu 1000 de oameni. Dar în casă, clar că bună ziua se vede că acolo sunt 300 de vânzări. Și s-a întâmplat cu restul 700 de oameni. Voi puteți să faceți o campanie și să arătați un mesaj personalizat doar la cei care au scris mesaj business-ului vostru. Doar la cei care au salvat postarea. Doar la cei care au fost ultimele 10 zile la voi pe site. Doar la cei care au deschis evenimentul. Doar la cei care au inițiat cumpărături de rofinisat-o. Câte posibilități de promovare și de întoarcere a conversiei voi aveți. Deci eu, când vorbesc despre audiență, eu un fel de mă aprind, pentru că mulți nu au audiență, all engagement Facebook. Asta este audiența de bază când voi nu aveți mulți bani, când voi ați comunicat un an, doi, trei cu businessul vostru, voi nu aveți să mai 1000 de euro, voi nu aveți să mai 300 de euro, voi aveți 50 de euro pe lună. Respectiv, ceea ce voi trebuie să faceți, dacă businessul vostru presupune că omul cumpără la voi a doua, treia, cincea oară, nu o dată în viață, ca fotograful, spre exemplu. Fotografia este problemă. Toți care au interacționat 2 ani în urmă cu mine, de-am nu să mai facă nuntă. E fapt, mai sunt câte vreo unul care poate și a doua, trei oară client și voi trebuie să faceți reducere, dar, în principiu, odată cumpără. Poți cumpere deja fotosesiuni și atunci voi faceți o chestie. Faceți toți care au interacționat ultimele 365 de zile cu noi, arătăm o publicitate despre fotosesiuni de familie. Mare probabilitate că și căsătoriți au deja copii, și care căsătoriți au prieteni. Adică voi aveți audiență la nivel de nu targetare de asta comportamentală, dar la nivel de targetare concret știi. Eu știu precis că tu am uite uiți la webinar. La mine în webinar, pe acest room care tu te uiți, stă pixel. Pe lângă faptul că o să te întrebi mâine managerul Cristi, mă rugați să vă zic numele lui, că el mâine vă așteaptă. În plin faptul că o să suni și o să spui, bună ziua, eu am zis Cristi, sunt la Tramazan School, cum vă părut webinarul? Pentru că nu am întrebat feedback-ul vostru, eu spuneți, băi, o târdănit, un ceas jumate și nică n-am înțeles. Ok, noi luăm feedback-ul, schimbăm prezentarea, schimbăm tematica. Sau spun, super. Respectiv, pe lângă asta, eu știu că acești oameni sunt puși în pixel. Ei sunt în audiență, toți cei care au intrat în webinar. Asta este pentru că eu să am analitică, pentru că eu să am, să nu comunic cu toată Moldova, Bafsioma, nicivo, dar eu să comunic doar cu oamenii cei care sunt interesați. Dacă oamenii interacționează o dată, două ori și nu fac conversia, eu exclud și aici este un sfat extraordinar care trebuie să luați în considerație. Periodic, faceți două tipuri de campanii. Prima campanie, arătați doar la cei care au dat like la pagina voastră și au interacționat cu voi, oamenii voștri. A doilea tip de campanii, excludeți pe toți oamenii care au interacționat, care vă privit videourile, care vă deschis evenimentele, care au intrat pe site la voi, care au dat like, care au dat share, care au comentat, care au interacționat, care au scris, care au salvat postările. Toate audiențele personalizate, că aici, prima audiență personalizată, acolo o să găsiți vreo 6 tipuri de audiență. Voi creați-le pe 360 de zile sau 180 de zile și excludeți din targetare și voi atunci o să găsiți audiență nouă și asta este perfect. Voi o să găsiți audiențe care încă nu știe de voi. Voi n-ați vorbit cu așa oameni. Eu periodic exclud pe peți. Dacă voi în unele campanii să fiți excluși. Pentru că voi deja ați interacționat. Voi deja ați văzut. Deja prima semință a fost pusă. Dacă vouă este necesar. Și asta este frumusețea vânzărilor. Nu ne rușim să vând produsul meu pentru că el este ajutor pentru voi. Voi
un buton unde nu-l puneți corect, voi deja ați cheltuit de 10 ori mai mult decât costă un curs de nostru. Respectiv, de ce eu să nu fiu mândru de elementul că pot să ofer oportunitate studenților mei să-și îmbunățească abilitățile și să facă măcar prima introducere? De ce audiența este must have în contextul ăsta? Este o a patra audiență, audiența salvată sau, mai bine zis, voi vorbi de audiență asemănătoare, este atunci când voi puteți lua audiență, toți cei care ne scriu mesaj, toți cei care, baza de date noastră, o încărcați în Facebook și spuneți, găsește oameni care seamănă cu dânși. Look-alike audience. Tare bună audiență pentru două scopuri. Primul, când la voi n-aveți nică creativitate, pe cine-ți mai targetați? E ca habar n-ai. Sau când strategic, și o să vă arăt un exemplu cum eu strategic folosesc audiența asemănătoare. Sau când voi vreți într-o piață nouă. Spre exemplu, dacă eu vreau să ies cu training-urile în România, eu pur și simplu vreau, mă duc toți cei care au interacționat cu pagina mea din Moldova, fac audiență asemănătoare și spun, găsește oameni care seamănă cu cei care au interacționat sau au cumpărat sau au scris mesaj cu mine în Moldova. Găsește în România. Și acolo este un barometru de la 1 la 10 care spune 1, foarte fierbinte, 10, slăbuți. Și atunci voi puteți găsi o audiență nouă care, fără să cheltuiți mulți bani, cât mai departe vă duceți de Sarata Galbenă, cu atât reclama mai scumpă. Deci voi, dacă vreți să faceți în Italia, în România, Ucraina, Rusia, reclama o să fie mai scumpă. Deci, pilonul 1, obiectivul. Obiectivul de campanie trebuie să fie ales corect. Nu folosesc același obiectiv. Asta și problema când noi folosim obiectivul interacțiuni. Te-ați folosit obiectivul interacțiuni și pe lângă faptul că noi concurăm cu voi la nivel de target, la nivel de locație, noi concurăm cu voi la nivel de instrument pe care îl folosim. Folosiți instrumentul conversie și voi să aveți un rezultat mai bun pentru că puteți să-l folosesc puțin. Folosiți instrumentul brand awareness pentru că mai puțin îl folosesc. Respectiv, instrumentul îi contează obiectivul. Al doilea moment este structura campaniei. Nu faceți campanii lineare. 1, 2, 3, obiectivul interacțiuni, 865 toată Moldova și un anunț. Cum voi știți că acea frază, bună seara, vă prezentăm oferta nouă, este cea mai bună? Voi nu o să știți. De ce voi trebuie să faceți? Pentru femei, bună seara, frază mai bună. Seara bună, salut, hello. Și dați vreo trei variații, peste o zi, două, v-ați uitat ce merge și nu merge, ați stâns și nu merge, lăsați ce merge. Eu poate merg repede, poate eu vorbesc mai așa, mai puș, dar nu putem noi despre reclamă să vorbim. Clic aici pentru ca să-i vedeți. Dacă e ca în așa timpul trebuie să lucrezi un social media manager. În așa timpul voi trebuie să faceți analitică reclamelor voastre. Dacă voi încă nu sunteți la așa nivel, găsiți oameni care poate să facă asta. Sau creșteți, dedicați timp. Dar nu putem noi să stăm, pentru că mâine, păi mâine, publicitatea crește. În carantină, la începutul carantină, era ieftin, amu e mult, pentru că la noi cu 20-30% au crescut solicitările la promovare ca agenție. În cursuri au crescut solicitări. Voi, cei care sunteți aici, 90 de persoane, voi acum o să mergeți acasă și posibil o parte din voi să fac publicitate. Voi să-mi creați mie concurență. Da? Respectiv, elementul ăsta este că voi n-aveți când să așteptați. Voi trebuie azi să acționați. Mâine să știți. În septembrie de-am trebuit să știți pe cal și să mergeți înainte pentru că vine iarna și vine o perioadă foarte complicată. Deci audiențele, al treilea punct, must have, să faceți și să aveți în vedere. Acum vreau să îmi spuneți voi mie. Cât de relevant este ceea ce eu vorbesc de la 1 la 10. Vă rog foarte mult, eu să înțeleg. Vorbesc eu cumva ploaie, complicat sau pentru voi este tempo-ul, contentul cumva în direcția care voi vă așteptați și vreți noi să lucrăm. Vă rog foarte mult, pentru că să nu vorbim noi mai despre pixel, șmixel și voi habar ne deci asta, n-am înțeles nică ce-o zis. E webinarul a fost din nota 10, dar n-am înțeles nic. Doamne ferește, în viața mea așa noi n-am avut. Așa, Arina 7-8, Arina, eu în continuare lucrez pentru tine. Arina, zi-mi și trebuie eu să fac și mai bun. Cristia, Mădălina 4, Mădălina, mă uit un ochi la tine, zi-mi, ce să fac și mai bun, vorbesc repede, vorbesc clar, spune-mi în privat, în public, pentru că nota 4 asta e nici poesa, cum zice rusul, sau ai vrut să spui 44 și te-ai încurcat. Ok, înseamnă că majoritatea merge pe direcție pe direcție cumva pe același flux, pe aceeași lungime de undă. Mă uit la statistica care este
26 de oameni au răspuns la tabelul acela despre scop pe care voi îl aveți, cunoștință cu speakerul așa, cunoștință cu social media, cursuri, vreau să mă autodezvolt, încă a rămas o persoană, l-a rugat cineva, 26 de oameni în răspuns. Mersi foarte mult, eu aceste date nu pur și simplu vă rog să-mi spuneți, eu chiar le folosesc pentru ca să îmbunătățim cumva partea asta de comunicare. Mergem mai departe despre comunicarea noastră. În contextul prezentării mele, eu de obicei și ultima vreme, iarăși din feedback-ul îmi dau seama că noi mai bine să petrecem o oră de vreme pe două puncte. Nu trebuie mult. Știți că despre Facebook eu am cei care sunt la noi la cursuri. Apropo, avem absolvenții noștri în cadrul cursului. Puneți eu. E că cine a absolvit cursurile noastre, Start, Instagram sau Mediu? Puneți eu. Și puteți să le scrieți și să întrebați. Cu siguranță sunt multe informații. Eu vreau voi să luați azi unu, două detalii. E ca un detaliu luați. Luați obiectivul. Încercați să diversificați cu obiectivul. Și luați acuși o strategie. Și încercați să o testați. Și voi deja minimum ora asta de vreme o să vă răscumpărați și o să puteți să aveți rezultate mai bune. Dacă sunt în prezenți, eu, trei oameni minim sunt, vă rog mult, mă încurajează că voi sunteți alături, chiar. Pentru că, uitați-vă, înainte era offline, eu vă vedeam cumva era emoție, dar mâine în online. Suha, uscățel. Diana, da, Diana a început cursul mediu. Diana, baftă lecția a patra în grupă și în curândă și așa. Lilia, măi, unde tu lucrezi? Unde acum ești dislocată? Așa. Și Vilina e cu noi. Bun, mergem mai departe. Mai departe vorbim despre partea asta de acei piloni. Primul pilon care eu vreau să vă-l propun este cum să vinzi prin video. Este un bloc mai, nu că greoi, mai complex. De ce vreau să fiți foarte atenți cei care au posibilitate să filmeze un video cu telefonul sau au video production sau vreau să facă vânzări în contextul de produs complicat. Tare deseori, produs necunoscut și produs complicat, ce vă refer complicat? Trebuie de povestit. Nu e genul pâine. Da, pâine, produs simplu. Pâine. Dar sunt chestii la nivel de expertiză. E că explică la oameni printr-un banner unde el nu știe cum te cheamă, de unde ești și unde te duci, că tu o să le prezinți un curs despre Facebook. Da, complicat. De ce noi folosim webinarele care sunt încă un format de promovare mai desfășurat în care voi puteți gustați cei care au venit să fac cunoștință cu speakerul, cum el este, cum gândește, cum formulează și ce direcție merge fluxul lui. Respectiv, faceți-vă screen. Deci, pe urmă, voi ați făcut deja cumva unde eu rătărghine niște stories, m-a stăguit. Respectiv, următorul screen va fi despre structura, pas cu pas ce voi trebuie să faceți. O imprimați-o, puneți perete și vouă la jumate din campaniile voastre, 100% că ea este binevenită. Asta este o schemă de lucru în contextul de promovare. Eu să vă explic acum, vă las timp să vă faceți screen, să vă faceți print screen-uri. Diana, viteza de vorbire dumneavoastră mă depășește. Dina, încerc să vorbesc mai rar. Promit. Respectiv, vorbim despre partea asta de cum vindem pe Facebook. Una din strategii este să încercăm să vindem prin partea asta de video content. Ce este important în strategie de video content? În strategie de video content e important ca videourile să fie corespunzătoare. Adică voi, în principiu, aveți un mesaj. Eu o să vă arăt exemplul nostru. Noi am avut un curs pentru antreprenori, pentru directori, în care au fost de la Moltelecom, Avante, niște organizații, vreo trei companii erau așa mai mari. Și am vândut la 10 persoane, cursul era offline, prin strategia acestor 3 videouri despre care vom vorbi. Deci cel mai important detaliu este că voi trebuie din start să vă faceți 3-4 videouri. Conceptul. Cum asta sună? Pe măsură ce vom povesti, vom vinde, noi trebuie, spre exemplu, din 4 videouri putem să facem. Pe măsură ce voi veți avansa, voi veți da
mai mult content, mai mult content și mai multe detalii. Deci pe măsură ce video. Primul video este video de atragere atenție. Atenție. Este introductiv. Al doilea video este, dacă vedeți în structura care eu am pus-o, noi întâi filmăm videourile, pe urmă noi să explicăm cum noi lucrăm cu aceste 95% de audiență sau cu remarketingul. Al doilea video dăm ceva mai multe detalii. La mine asta arăta în formatul ăsta. Era primul video în care eu povesteam despre o introducere foarte... nu se vede? Așa. Deci a fost prima atingere în care am povestit un fel de introducere în scopul și piața online și elementul ăsta de probleme de consum online-ului. Da, n-am vândut nimic, n-am făcut niciun call to action, pur și simplu am spus, ultima vreme, niște detalii, niște momente, adică voi fiecare pe nișa voastră gândiți-vă ce ați putea face. A doilea video, noi deja dăm un pic detalii, și în al doilea video pe care eu l-am folosit, aici, am povestit un pic mai mult despre digital și despre trendul în digital comunicare. Deci eu am intrat un pic mai adânc în comunicarea asta de online. Și al treilea video care eu l-am filmat a fost la fel, deja la nivel de conversie. Conversie 1, conversie 2. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că video nu le vedeau toți. Primul video, noi generăm trafic targetat. Targetat. Adică noi am pus pe acest video, l-am promovat în formula să-l vadă top managerii, am ales audiența corespunzătoare către trafic, către acest video, adică cât mai mulți oameni să vadă primul video. L-am arătat în stories-uri, l-am pus la influenceri. Oamenii când vedeau video, noi am intrat și am creat audiență toți cei care au privit minim 50%. Adică noi ne-am gândit, dacă omul să privească primul video 50%, înseamnă cât de cât ăsta e omul nostru. Acolo s-a poate făcut la audiențe personalizate, deci eram excited până acum de audiențele astea. Pentru că audiențele personalizate au și video și poți alege oricare video, mai mult sau unul, și scoate din el cât timp de audiență vrei. Spuneam 10 secunde, 50%, 95%. Și noi am scos 50%. Și a doilea video l-au văzut doar cei care au văzut 50% din video. Adică când am promovat următorul video, noi am spus așa, acest video numărul 2, să-l vadă doar cei care au văzut 50% din video numărul 1. La video numărul 3, noi am spus să-l vadă doar cei care au văzut 15% din video numărul 2. Adică numărul 3 video era deja mai detaliat. Era mai adânc. Noi îl trecem ca printr-o pâlnie, dacă vreți, la nivel de, dacă aici e banul vostru. Și voi sus vorbiți mult și cât mai jos, cu atât mai multe carni și cu atât mai puțini oameni voi aveți. De ce micșorăm procentul de vizualizare? Și atunci, cine s-a privit aici minim, aici deja noi facem diferit, 10%, 15%, 95% facem teste. Noi arătam ultimul care este call to action. Ultimul video care înseamnă apel de acțiune. Adică, tu ai privit 4 videouri, 3 videouri până ai ajuns la acest video. Și dacă tu ai privit minim 10% din acest video, îi spunem, uite, am pregătit pentru tine un webinar, că eu cu tine am discutat despre mine, am discutat despre domeniul digital, am discutat despre problema societății noastre. Și în a patrulea video eu spun, uite, am pregătit un webinar pentru antreprenori, unde îți vorbim despre dashboard-uri, despre controlul angajaților, despre foarte multe momente. De aceea, dacă vrei, clichează aici și te duci pe un site. Da? Schema vă dau încă o dată pentru că voi să puteți să vă dați seama unde noi acum suntem. Așa. A treilea, a patra video call to action noi îl avem și așa videourile arătau, dar în principiu, după ce omul privit a treilea sau a patrulea video, câteodată noi facem din două videouri, din trei, din cinci, cât mai problematic este subiectul pe care vrem să-l abordăm, cu atât mai multe videouri posibil o să trebuiască și cu mai mult buget. Deci aia noi în prima linie, după asta trimiteam toți oamenii pe site, pe landing page, pe formular Google Docs, oriunde și încercam să facem conversia. Da? Aici la noi este conversia. Ce făceam? Ca să nu pierdem oamenii, noi scotem din aceste videouri
audiența de 95% care au privit video. Deci, toți care au privit din aceste videouri, 95%. Ce înseamnă asta? Că dacă tu ai privit primul video, sau doilele, sau treilele, sau patrulele, sau cincile, sau câte le ai, până la capăt, atunci noi făceam o audiență asemănătoare din această audiență. Și această audiență asemănătoare, noi o trimiteam iarăși la primul video. Și așa la noi era un ciclu neterminat la nivel de ofertare. Pe cât de clar, pentru că mi-e interesant dacă sunt întrebări la tabelul ăsta sau mi-e interesant dacă sunt întrebări la ceea ce noi discutăm. Puteți să spuneți? E clară direcția? Sau aveți întrebări în contextul ăsta? Cât trebuie să dureze video? Video la mine durau nu mai mult de un minut, nu mai mult de un minut. Ultimele videouri chiar durau și 30 secunde, pentru că practic eu spuneam apelul de acțiune. Eu spuneam, acum o veni momentul când tu poți să faci conversie sau când tu poți să participi. Deci în ultimul, al treilea video sau al patrulea, noi neapărat schimbam deja vectorul și deja problema acum la voi. Dacă la voi problema e simplă, atunci poate și toate să fie de 30 secunde. Dacă problema la voi e foarte așa mai complicată, atunci voi va trebui să povestiți oamenilor. Însă trebuie să aveți în vedere că oamenii nu se uită mult la videouri, mai ales în primele atingeri. Foarte clar, clar, mulțumesc, partea cu 95%. Argentina, eu te țin minte, îți povestesc. Partea cu 95% este că există posibilitatea ca noi din video să salvăm audiența care a privit 95% din video. În general, în practic toate situațiile trăite de mine, oamenii care privesc 95% din video sunt oameni cu un interes mai sporit. Fiți de acord. Sunt oameni care posibil lor le trebuie sau le plăcut de speaker sau de temă sau de nuvajene, pur și simplu vă ascultă. Respectiv, noi această audiență o încărcăm în audiențele personalizate și facem o audiență asemănătoare. Adică noi îi spunem la Facebook, găsește-mi oameni care seamănă cu cei care au privit 95% din video și îi turnăm iarăși în trafic la primul video. Astfel noi câștigăm o audiență nouă care este mai bună posibil decât ați targeta încă o dată altă audiență și face niște testuri. Sper că am explicat faza cu 95%. Respectiv, momentul ăsta de strategie e că testați strategia asta și o să vedeți care are prezul. A doua tip de strategie, nu uităm nici de cum din remarketing. Nu uitați de remarketing. Ce înseamnă remarketing? Remarketingul, retargetingul, le zic diferit, toți diferit. Dar asta este până la urmă același concept în care tu trebuie să arăți a doua oară un alt mesaj persoanei care au interacționat cu tine prima oară. De ce? Oamenii nu cumpără din prima. Noi am înțeles că oamenii la webinar nu se înregistrează mai devreme, mai devreme decât 15 zile, mai târziu decât 15 zile, da? Adică cu o lună înainte nu are sens să promovezi la webinar. Fiți de acord, voi vedeți webinar. Webinar gratuit pe 16 octombrie 2020. Spui, băi, pentru ce să ne înregistrezi? Adică atunci să ne înregistrăm. Mai mult ca atât. 40-60% de oameni se înregistrează cu 2, 3 înainte. Adică există produse în care tu trebuie să amintești oamenilor că azi este webinarul. Tu trebuie să amintești că azi expiră oferta. Chiar dacă tu tăi săptămâna ai zis, beneficiați de ofertă. Remarketingul este posibilitatea ca noi să vindem un produs direct, care îl vindem, doar că două oară să-i amintim, sau să-i vindem un alt produs. De ce? El a venit la noi pe site, el a văzut webinarul de pe Facebook Start, el a interacționat, nu a completat formularul. Eu îmi arăt odată acest webinar, el nu completează formularul. Eu pot să arăt alt webinar lui. Și asta este un element de, cineva zice că remarketingul e direct, retargetingul e către alt produs. Respectiv, aici momentul vine că voi prin comunicarea a doua oară o să salvați bugetul și o să cheltuiți puțin bani, pentru că audiența e puțină care a intrat la voi pe site sau a văzut video-ul vostru, e puțină. Din 100 de mii, cu 5.000, cu 5.000, cu 10 dolari poți să lucrezi cu dașa. Deci aia, nu pierdeți și această șansă. Dar dacă nu e vorba despre video, e aceeași strategie? Doi, nazim, ce? De obicei, când vorbeam despre video, de ce e fain că tu poți salva audiența. Dacă tu promovezi un banner, tu nu poți spui cine a văzut bannerul.
Este o audiență în Facebook, toți care interacționează cu publicitatea noastră, dar nu e așa de calitativ. Dacă generezi spre site, atunci practic poți fix așa, cei care au intrat pe site, le arăți mai departe, un alt material, alt material. Dar cu video aici se poate de făcut tare, tare, tare interesant. Un sfat pentru remarketing. Pentru elementul de remarketing, un sfat. Încercați să aveți o singură imagine. Posibil să aveți multe texte. Dar încercați să aveți o singură imagine. Puneți un plus cine a văzut această imagine ultima săptămână sau ultimele două săptămâni. Facebook sugerează opțiuni de vocabular cuprinse la diverse tipuri de audiență. Dacă am înțeles corect întrebarea, copywriting-ul Facebook n-a spui scrie așa, scrie așa. În manualele lor operaționale îți spui, gândești la avatarul clientului, la chestii treste, dar de fapt marketingul trebuie să gândească cui să-i arătăm. Așa, ați văzut această imagine. Ok, înainte noi făceam o greșeală. Noi în campanii de remarketing deseori foloseam mai multe imagini. Și tu numai te-o recunoscut cu albastru, pe urmă ești de-am cu verde, pe urmă ești cu roșu în cadrul acestui produs. Și astfel și câștigam, dar și pierdeam. Acum noi testăm și vedem eficiență mai bună când eu folosesc ca remarketing sau ca material media o singură poză. Ea poate să aibă mai multe texte, dar poza este singură. De ce? Eu m-am prins pe această chestie că eu vedem odată imagine, n-am reacționat sau eram ocupat sau eram într-o circunstanță în care n-am putut clica. Eu mai văd odată imagine. Adică în remarketing puteți să mergeți de 2, de 3 ori, e ok să mergeți, 3-4, dependență de audiența voastră. Nu mergeți de 10 ori pentru că să fie overlap de audiență și să vă costi scump și oamenii să vă înjure. Respectiv, dacă folosiți o singură imagine, voi aveți o conversie mai bună. Oamenii vă memorează ca acest albastru și ca om care stă acolo în colț și conversia în acest context crește. De ce? Al doilea moment pe partea asta de comunicare este remarketing-ul ca poziționare de comunicare cu o simplă imagine. Deja au trecut o oră. Mamă dragă și drept de fugi timpul. Mergem mai departe. Al treilea tip de strategie pe care eu vă sugerez, poate că cel mai important, este recognoscibilitatea. Mult buget o să pierdeți dacă nimeni nu știe de voi. Dacă nimeni nu știe despre brandul vostru. Dacă oamenii nu știu denumirea Macaron Special in the Company, că e verde și are niște două dungi albe, nimeni n-a să știe. De ce? Dar pentru că voi, în principiu, sunteți la fel client care vede. Acum eu vă mai arăt încă o dată o imagine și vă rog frumos, scrieți-mi pe cine voi ați văzut, ce branduri voi ați văzut în această imagine. Vă dau 5 secunde. Știu că ecranul e mic. 1, 2, 3, 4, 5. Vă rog mult, scrieți-mi ce fel de branduri voi ați văzut în această imagine. Voi sunteți, în primul rând, primul vostru ajutor în contextul de strategie voastră de promovare. Dacă voi nu vă place, probabil nici la alții n-ați placă. Dacă voi nu învățați, posibil nici alții n-ați înveți. Dacă voi nu recunoașteți, nici alții n-ați vă recunoască. Pentru că noi, în principiu, când vedem anunțul, noi vedem întâi logotipul, pe urmă vedem numele, pe urmă începem să citim și să ne dăm seama ce cu textul. Sau vedem elemente recognoscibile. De aceea, când noi vorbim despre promovare, voi trebuie să știți că în prima fază de promovare voi o să pierdeți mult buget pentru că nimeni nu vă cunoaște. Așa, Laurent, Shopify, Laurent, Lider Catch, Ilie, Laurent, Shopify, Laurent, Bridge, Laurent, Shopify. Da, aveți dreptate. La Laurent foarte bine lucrează brandul personal și inclusiv el are strategia asta de o singură imagine. Voi să vedeți imaginea asta foarte des. Când voi vedeți, dacă voi vedeți imaginea lui Ilie în poză, voi îl recunoașteți pe Ilie, dar probabil nu o să recunoașteți sus logotipul, că este imagine și imaginea rău se vede când e mărunțică. Când avem branduri necunoscute, noi nu înțelegem ce vor ele de la noi. De aceea, în primul rând, întrebați-vă,
cum puteți voi face recognoscibil numele, brandul vostru? Dacă voi puteți ieși în față ca speaker, ca comunicator, cum este, da, Laurent, cum Dercache este, cineva a văzut pe bord acolo, bridge-ul, da, este, culoarea, cred că ați văzut marketingul anului 2020, care să fie curând, respectiv culoarea și promovarea pentru singurul imagine la nivel de awareness. Crește frecvența, crește costurile, dar se memorează. Asta și e momentul că noi amuia avem tare multă publicitate și noi trebuie cumva să ieșim în acțiune, cumva să fim diferiți, să nu fim spălați la față, la chip, să știm, nimeni nu știe în și direcție. Ați mai văzut? Da, văd. ASAP-ul ați văzut, Bordea pe Facebook l-am văzut, Laurent, Ortolife-ul, întreabă unde e Ortolife-ul. Anunțurile care vi le-am pus, aceste anunțuri, eu acest slide l-am făcut azi și am făcut scroll vreo 10 minute. E ca acea publicitate, contul meu Facebook vede la nivel de targetare. Acești oameni s-au afișat la mine la nivel de publicitate. Deci, adică nu am ales anumite branduri, am zis că la rând eu toate care o să mă targeteze. Respectiv, în contextul de comunicare, vă rog mult, pentru audiența voastră voi trebuie să fiți recognoscibil. Atunci el va reacționa. Și în mare parte, publicitatea ține de elementul că voi nu puteți să lucrați cu oameni care nu vă cunosc, să le vindeți, cum zice rusul, vlog în frunte, și cu oamenii care vă cunosc și vă cumpărați la voi, să comunicați de 200 de ori pe zi. Voi trebuie să delimitați customer journey, calea clientului în publicitatea voastră. Că el nu vă știe, că el vă știe, că el v-a cumpărat, că el cumpăra două ori, trei ori. Momentul de comunicare este cu siguranță acel flirt, cu siguranță cea relație dintre băiat și fată, cu siguranță momentul în care voi trebuie să vorbiți despre psihologie, despre manipulare marketing. Adică publicitatea nu este ceva sfânt. Publicitatea este despre 99,9%. Nu 100, dar 99,9% și parcă e mai ieftin. Da? Adică momentul este că elementul de comunicare trebuie să fie cumva poziționat. Mihaela zice, it's too much, nu știu de unde să încep. Mihaela, începe de la întrebarea ce vrei tu de la promovare. Inclusiv dacă voi aveți întrebări, eu o să vă las acolo sus o căsuță pentru întrebări mai complicate, pentru că noi, v-am spus, o oră jumate și noi o să mergem sus, aveți posibilitatea să scrieți întrebări, precis acolo n-ați le pierd. Pentru că aici le duc în chat și noi le pierdem. Deci cei care au întrebări tehnice, dar și să fac, dar pot, dar cum, dar și scrieți-le aici și cu siguranță discutăm vreo 20 minute aparte pe subiectul ăsta. Mihaela, de la ce începi? De la foarte simplu moment. Răspuns la întrebarea. Și asta valabil pentru toți. Ce vreau eu de la publicitate? Cu siguranță, cine este avatarul meu? Cine sunt ei? Studenții? Oamenii cu care au bani mulți, puțini? Oamenii cu studii superioare, cu studii medii? Oameni de la țară, oameni din oraș? Intelectuali sau simpli muncitori? În dependență de asta, voi să împachetați calitatea anunțului. Dacă voi la oameni de la țară o scriți constatând aceste circumstanțe care intervin pe suprapunerea dilemelor ce le are societatea noastră, ce infectează acest segment, apu, mama, Hania, spui, Dima, ce ai vrut tu să-mi spui? Ce-a fost asta? Că eu la mine zavisai Pentium 4. Adică, voi, independență de audiență, să faceți și ton voice-ul, și calitatea. Eu mereu zic la nivel de împachetare, aduc exemplu, Ted Lapidus la mall. Mereu aduc acest exemplu. Pentru că mie îmi place el. Dacă ați fost la mall la etaj 2, voi vedeți vitrina asta de sticlă. Și voi la alte magazine, posibil intrați, dar atât de la atât nu intrați. Că vă temeți. Poate cineva spune, nu, eu nu mă tem, eu de acolo și mă îmbrac. Super! Dar în medie, noi toți, eu nu intru acolo colțunii spasul 50 de lei. Adică, tu trebuie de împachetarea ta, trebuie să dicteze pentru cine tu comunici. Și mai departe o să fie cei ce azi am discutat. Trei piloni. Campania, scopul care l-ai ales. Al doilea, structura. Ai grijă structura să fie nu lineară, dar să ai dubluri de gen, să ai dubluri de anunțuri. Al treilea moment este partea asta de campanie, structură și încă unul a fost audiență. Lucru cu audiențele.
După care strategia de video sau alta o alegi. Dar nu uita, indiferent de strategii care alegi, ea are marketingul. Lucrează printr-o imagine. Testează la tine. Urmărește frecvența. După care vezi elementul de recognoscibilitate. Poate rezultatul pe care voi vreți nu este pentru că voi nu sunteți recognoscibili. Voi doar nu clicați pe toate anunțurile care le vedeți. Dar oamenii cheltuie bani. Oamenii cheltuie bani ca să vă arăți să vă fășeți vouă publicitatea. Nu tăți care clichează cumpără, uitați-vă, la webinar s-au registrat 311 oameni. Din 391, mi se pare că era maxim în audiența care a intrat, dar unii iese, cineva iese, cineva intră, dar la zi, dacă la, nu la zi, la moment, dacă să vă zic analitica webinarului, care ne-l dă acum, mie mi-a arată 129 de oameni, au văzut 40% din toți cei care s-au înregistrat, au intrat în live. Cineva s-a văzut în reluare, cineva a ieșit. De ce? Adică cum vreți? Dacă eu știi unde să clichez ca omul neapărat când vede anunțul să-ți cumpere, eu n-aș face la mine asta? Sau eu n-aș face pentru clienții mei? Nu. Noi trebuie să ne debarasăm de elementul ăsta, că e că așa se întâmplă ceva în viața noastră. Noi trebuie să ne debarasăm de unul, pentru că noi o să pierdem mulți bani din momentul ăsta. Și recognoscibilitatea este factorul important. Ultim blog. De ce se blochează anunțurile noastre? Interesant pentru voi acest moment. Ați avut experiența de ce la mine s-a blocat publicitatea? Sau de ce la mine s-a blocat business managerul? De ce se blochează? Sunt câteva motive, și eu nu o să mă credeți, dar azi am fost inclusiv făptașul la acest moment. Azi vă povestesc acuș. Blocajul se întâmplă din câteva motive. Primul, și sfat, nu folosiți comparațiile. Mai ales dacă sunteți afaceri din serie medicină, credite, sport, frumusețe, ele sunt cel mai des supuse blocărilor. Dacă voi spuneți, slăbește cu 25 de kilograme în 10 zile, această publicitate este mare șansă să fie blocat. Dacă voi spuneți, credite de consum cel mai bun procent, asta vă blochează. Dacă voi spuneți de medicină, voi să vă blocheze doar din cauza că voi sunteți de medicină. Și respectiv trebuie anunțuri să fie altfel, nu aveți dreptul anumite poziții să le promovați. Respectiv atrageți atenția că există audiență specială care v-am arătat-o la audiență, dar când setați publicitate, uitați-vă în colțul stâng, există inclusiv moment ca categorie specială de publicitate. Și când voi faceți parte din politică sau din alte chestii, voi trebuie să bifați că voi faceți parte din categorie specială. Momentul des la nivel de rulare a publicității este că ori textul nu-i place, ori audiența care ți-a selectat-o intră în zona de risc. Ori voi ca profil, ea că eu nu știu ce s-a întâmplat. Azi dimineață, într-un business manager meu de Amazon School, ca să văd care e situația cu remarketing-ul pentru evenimentul de azi, și văd așa anunț. Contul de publicitate a fost revocat. Business manager a fost revocat. Toate drepturile de publicitate, lucru cu audiențele, au fost blocate. A screen-ul a fost făcut azi dimineață. Și eu zic, dar trebuie așa la tema asta de ce suntem blocați, să-mi vii nenorocul ăsta, să nimeresc ca client. Am mai avut chestia asta, de ce azi vă dau un sfat repejor, cum să faceți ca și altfel. Respectiv, eu am luat și am scris la Facebook, este un chat, o să vă dau link, în care voi scrieți și eu am scris, hello, cu engleză mea strălucită, my name is, my ads was blocked, please, see what happened because my webinar need to have more people and I don't know what to do with this problem. Respectiv, am explicat-o lor cumva. Eu îți scrie, dă-ne ID-ul tău de business manager să mă uit și acolo. El se uită și scrie mesaj. Mesajul este următor. Dumitru, I can see there a flag of your profile. Deci că profilul tău, ceva acolo s-a întâmplat. Dacă ceva ieși și clichează pe link-ul de că este un link. Când eu clichez pe link, mi-apare pe papă request review of advertising restriction. Și el spune și acolo la tine, ce s-a întâmplat? Eu nu am încălcat regulamentul, ceva s-a întâmplat cu Facebook accountul meu sau another reason. Eu am ales I think there was a font alert of my Facebook page și îi dau send și el zice că mulțumesc. O să verificăm. Stați că asta se face așa.
Mulțumesc! O să verificăm. Respectiv, după ce trece vreo oră, două de vreme, vine notificare în care îmi spune că din întâmplare s-a întâmplat asta, vă rezolvăm problema. Dar până atunci la mine, inclusiv toată activitatea era ca august 11, 2020, tăiat, nu pot managere contul, nu pot crea ads-uri, nu pot personal contul folosi, nu pot nimic. Ceva la deși codul ni s-a botat și ceva nu s-a întâmplat, ok. Dacă voi nu faceți promovare mai mult de 3 luni de zile, atunci voi o să fiți blocați. Dar voi o să fiți restricționați, mai bine zis, decât blocați. Faceți o notificare și tot se rezolvă. Cum se rezolvă și unde asta se face? Voi trebuie să scrieți aici facebook.com/business/help. Faceți scroll în jos și dați de butonul contact our support chat. Adică noi putem să scriem e-mail, dar eu comunic cu dânsul prin chat. La mine este acest chat. Trebuie să vă previn că există posibilitate că la cineva nu o să apară acest moment. Dacă aveți o problemă gravă și la voi nu a apărut, vă puteți să ne scrieți nou și noi putem scrie în locul vostru. Dar în principiu, eu la nivel de comunicare deseori folosesc acest element și o parte din clienții noștri inclusiv au această funcție, de ce puteți să verificați. Pentru că voi să comunicați ca în formatul ăsta, cum eu e că aici am comunicat. Vedeți, este Facebook Business Support și aici este că dățile sunt de azi, la amiază, eu cu dânși comunicam, le-am trimis screen-ul, le-am trimis detalii și atunci voi puteți să vă rezolvați problema pe partea asta de comunicare. Facebook, vă dau încă o dată. facebook.com/business/help. Eu am pus accentul azi pe cei trei piloni în care e mega important să le luați în considerație. Zic de fiecare dată că pentru cei care o scris că vor să înțeleagă mai mult social media, vor să înțeleagă și despre ce e asta, vor să studieze mai mult. Pentru voi, cu siguranță că această frază, întrebarea nu este să implementați sau nu, este tare, tare întrebare importantă. Pentru că voi trebuie să începeți să lucrați mai eficient. Sunt câteva posibilități. Vă puteți să o faceți singuri, vă puteți să o faceți cu noi, vă puteți să o faceți cu alții. Scopul meu este să vă dau oportunitățile mele, iar voi veți alege. Deci ceea ce azi eu vă propun pentru cei care au rămas la noi în chat este 3 produse care pot fi activate la ofertă super specială. Este produsul cursul Facebook Start, este cursul mediu despre publicitate. Cursul Start este o introducere în social media. Cursul mediu este dacă bugetul vostru depășește $50 pe lună, deja vă trebuie cursul mediu. Cursul corporativ este pentru companii care au mai mulți oameni în social media sau vor să-și creeze departamentul de marketing și au nevoie de o implicare mai mare în digital marketing inclusiv. Noi putem să oferim asistența asta. Voi vedeți în partea dreaptă butonul acolo să apară pentru cei care vor, iar eu îți povestesc și programul ăsta, dar sus este link în care voi puteți să vă scrieți întrebare legată de curs, legată de tot ce înseamnă partea asta de social media și eu la urmă îmi iau timp ca să răspund. Vă a apărut link-ul, beneficiați de ofertă, vă puteți acolo să vedeți ce am pregătit și să completați formularul. Important lucru că cei care azi completează minim, nu trec achitarea, au oferte faine, cei care trec achitarea încă o ofertă mai faină. Și dacă voi vreți să faceți instruire, 5 minute dați-mi să vă prezint ce am pregătit pentru voi și mai departe luați voi decizia. Programul Facebook Start este despre 4 moduli, despre comunicare, content, și să postăm când, să postăm cum, să postăm și social media, și să rețelele este de socializare, și rețeaua socială Facebook, cum să faci postul. Noi studiem în versiunea cumva combinată și offline și online. Este posibilitatea să vedeți videourile. Sunt două tipuri de platforme. Get cursul, unde voi aveți 10 videouri. Există lecțiile noastre online în care noi putem să vă dăm inclusiv înregistrările. Deja mulți oameni au trecut aceste programe și au văzut că inclusiv partea de combinație cu caiet este extraordinară. Noi am creat un workbook care oferta de azi el este inclus în preț, în care 200 ceva de pagini, pas cu pas, screen cu screen, unde să clichezi și să faci în situația asta, în situația asta. Extraordinar produs, un feedback destul de mare avem în contextul ăsta. De aceea, dacă voi vreți să înțelegeți cum se lucrează în digital, dacă sunteți la start sau fratele vostru, soția, soțul, trebuie să înțeleagă măcar și asta, e un director, un top manager, un media manager. Atunci cursul Start este inclusiv pentru voi. Clicați și alegeți primul pachet. Dacă voi vreți în publicitate să mergi, atunci noi vorbim aici despre ecosistem, business manager, pixel, audiențe, campanii de promovare, acele obiective care noi azi am discutat importante. Noi, practic, jumătate din trânsul le setăm campanii și monitorizăm.
discutăm mai detaliat despre toate aceste momente. Este programul de masterați care la fel conține 10 videouri înregistrate plus 4 săptămâni, 8 întâlniri în format online. Este și versiunea offline. Noi curând, credem, din septembrie să lansăm deja și versiunea offline pe masterați anume. Deci, dacă voi vreți septembrie-octombrie să învățați, completați, alegeți masterați și spuneți la manager când ați vă sune că eu aș vrea să mă puneți în versiune offline. Dacă nu, în versiune online conform ofertei care o să vedeți inclusiv pe site la voi. Noi avem multe programe necesare, relevante pentru voi. Este grupul de lucru, este comunitatea experților unde voi puteți să lucrați în social media, să vă găsim de lucru, să vă găsim răspunsul la întrebările pe care voi aveți. Toate acestea sunt, dacă voi vreți, vedeți butonul care este în față, în partea dreaptă sau la mobil, în partea de jos, vezi detalii și accesați pe link-ul care este albastru, vezi detalii. Respectiv, aici, inclusiv pentru cei care, nu știu, nu văd link-ul, eu vă dau și în comentariu link-ul la site-ul nostru, unde voi puteți să completați formularul pentru ca să beneficiați de programele noastre online, offline, prin Zoom, cu zeci de resurse. Eu nici nu le recapitulez. Dacă voi nu mai aveți o întrebare, de astăzi învățăm, de asta învățăm, vă spun. Cel mai important este că în programele noastre eu iau de la zero până la un complex și încerc să fiu util vouă. Dacă voi ați trecut programele noastre și asta nu s-a întâmplat, atunci scrieți-ne, pentru că noi practic suntem 100% siguri că ceea ce livrăm noi este fair play la nivel de investiții de timp și cât de calitativ asta totul se face. Pentru companiile care au mai mulți angajați, sau dacă voi sunteți angajați în companie, spuneți la șeful, sau dacă sunteți un top manager și aveți nevoie de o abordare mai individuală. Noi avem traininguri corporative, care noi deja o parte, ele rulează de la o zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni, care, în care noi facem instruirile echipei sau instruirile pe termen mai lung. În contextul ăsta, de ce acolo alegeți pur și simplu oferta corporativă și discutați cu mine în momentul ăsta. Peste 2000 de absolvenți au terminat cursurile noastre care o studiat despre social media. Toate momentele astea sunt valabile pentru cei care vor să învețe și pentru cei care vor să fie cumva în contextul ăsta. Eu am pus un slide să văd, pentru că analitica eu să o văd oricum, dar dacă sunt unul din cei interesați, cei ce vorbesc eu, e că noi suntem deja la final și acum o să vorbim un pic despre partea asta de întrebări, vă rog mult link-ul de sus. Spuneți-mi cei care au ascultat. Sunt cei care vor să ne vedem noi în următoarele luni? Sunt cei care vor să fie interesați să crească mai mult în social media? Sau pentru voi de ajuns acest nivel sau ați fost deja cu noi? Sunt printre voi oameni care ar vrea să beneficieze de ofertele noastre? Poate vor, dar au o problemă. Puteți înscrieți în de ce? Pentru că, cu siguranță, momentul de motive pot fi diferite. Eu știu că sunt zeci de motive. Sunt. Scrieți dacă sunteți. Precis că plus la karma să aveți, pentru că măcar să văd că sunt oameni care au rămas, bănuiesc că au rămas oameni interesați. Vă spuneam și la început, companii care au beneficiat de toate programele astea și pentru cine noi, în general, vedem sens să lucrăm pe partea asta. Despre ofertă. Clasic cursul Facebook Start costă 59 de euro și workbook-ul costă 25 de euro prețul standard. Dacă voi completați acum inclusiv partea de Facebook Master Ads, acele 10 lecții online, 8 ședințe de lucru, 10 module, checklist, grup închis, costă 299 de euro. Respectiv, la un simplu calcul, dacă voi real vreți să vedeți, dar să meriți sau nu, 59, 25, 299, la un simplu calcul, inclusiv a clienților noștri care le-am arătat 2-3 butoane și asta au salvat 30-50 dolari pe lună, voi în jumătate de lună, pasiv, economisesc numai din banii care ați pierdut, dar încă banii care ați putea de făcut mai mult rezultat și un client prin instrumentele care să vă le dau poate să vă scoate toată investiția. De aceea, noi am făcut un calcul, el cu siguranță este argumentat și diferit. Dar pentru toți cei care se află acum aici, 65 de persoane și cei care văd în reluare,
cursul de 59 de euro, 25 de euro, 84 de euro, azi voi îl aveți la 64 de euro. Inițiați cumpărătura în butonul care îl aveți din dreapta și alegeți varianta Facebook Start Plus, Plus Workbook. Dacă voi vreți cursul Master Ads, atunci noi avem în loc de 389 de euro, este cursul Start între aici, între workbook-ul și între cursul mediu. Adică chiar dacă voi vreți cursul Master Ads, voi trebuie să treceți cursul Start. Deci e combo de cursul Start, caietul pentru Facebook Start și cursul de 8 întâlniri, 10 module, 10 video la doar 219 euro. Completați formularul și mergeți mai departe spre achitare. Dacă voi formularul vedeți în formatul ăsta, alegeți unul din acele produse și dacă o să vreți să achitați acum, aveți o chestie foarte, foarte, foarte importantă. Cei care achită acum în live, noi avem versiunea și apropo și de avans pentru 72 de ore, și o să vedeți ce, cum se poate. Cei care achită acum în live primesc 2 ore de mentorat, dar eu am pus aici 2 ore de grup, dar vă mai adaug o ofertă și o să transmit colegilor. Noi avem odată la 2 săptămâni follow-up-uri cu absolvenții noștri care au cumpărat programul nostru de follow-up anual. Respectiv, pentru cei care azi cumpără aici, eu vă dau până la finele anului, 2-3 ori pe lună, follow-up-urile care noi le avem în format online, dacă o să revin offline, o să fie offline, în care voi veți putea să adresați întrebările, grupurile sunt mici, rar acolo cineva și vă întreabă, de ce dacă reală este doară, investind azi în unul din programe, tu poți primi până la finele anului 2020 follow-up-urile care sunt în valoare de 50 de euro, mulțește la 2-3 pe lună și o să vezi că asta este o economie foarte, foarte mare dacă vrei și crezi că ai nevoie de suportul meu în formatul ăsta. Traininguri corporative, selectați și alegeți produsul care pentru voi este mai relevant. Eu revin acum la întrebări, de ce scrieți-le acolo. Vreau doar să zic că cei care nu au acum toți banii pe card, voi puteți să salvați prețul sau oferta care eu v-am dat-o. Și oferta era una. Voi aveți sau oferta Facebook Start, sau oferta combo o aveți în accesul vostru. Dacă achitați acum online, aveți și follow-up până la finele anului. Dacă achitați mâine, poi mâine, prin transfer, card sau asta, aveți doar oferta care este de reducere. Și respectiv, dacă voi vreți să salvați oferta, voi puteți să achitați doar 10 euro și o să vă salvați pentru 72 de ore prețul. Voi puteți să achitați peste 70 de ore diferență. Dar dacă semnați contract cu noi, mai ales la pachetul mare, atunci noi vă dăm încă și în tranșă. Deci voi puteți, practic, să scoateți investiția în prima lună din studii și să investiți în următoarea lună. Deci, vedeți cum pentru voi este mai comod. Ce motive voi aveți, eu nu știu, dar știu că tare des oameni zic că e scump. 219 euro, cam scump, cam scump ușor. Asta, calculul minim, colegi, calculul minim de element de pierderea bugetului de 20 dolari pe lună, vă va aduce la final de an return of investment. Dar eu sunt sigur că nu odată v-ați pus un buget total sau buget pe zi, nu odată v-ați ales 18-65 Chișinău, nu odată voi n-aveți audiență, nu odată voi n-ați creat business managerul care costă de la 100 la 500 de euro. Pixelul, audiențele care sunt economii de sute de euro care voi azi, mâine, la noi, nu la noi, dar oricum ați trebuiască să le plătiți cuiva. Deci aia nu cred că este un element, o problemă scumpului, problema timpului cu siguranță, noi timp, lucrez, mă mică, copilul doarme, dar dacă nu este, zeci de motive din seria asta, precis, este un moment important, dar aici noi avem versiunea online, sunt înregistrările, este caietul, învățați singur, revedeți, puneți întrebările, vedem follow-up-uri, dar dacă și nu aveți timp, atunci nu este pentru voi. De ce? Dacă spui că nu vei avea rezultat, cel mai bun și interesant argument este că noi îți întoarcem banii. Real, noi îți întoarcem banii. Nu am avut multe cazuri, sunt câteva cazuri, unul, în care după prima lecție fata a spus că nu știe și m-a ajutat și noi am întors banii. Dar noi avem o regulă, faci tot ce este în curs. Și dacă nu ai rezultat, vii la mine, mi-arăți, Dumitru, uite, eu am făcut business managerul, n-am economisit nici o pleașă. Am făcut audiențele, nu ne-a dus nică. Am făcut strategia, nu ne-a făcut nică. Am setat pagina, am creat postările, am creat contentul, am securizat contul, nică asta nu ne-a dus. Tot asta eu am avut. Respectiv, atunci noi îți întoarcem banii. N-aveți ce pierde. Cu alte cuvinte, voi precis acum, dacă vreți să faceți promovare și vreți să lucrați în social media,
clicați pe linkul care voi îl vedeți în ofertă, completați formularul și vedeți pașii pentru achitare, dacă vreți 10% 10 euro achitați și salvați pentru 72 de ore. Ultimul argument, peste 2000 de absolvenți, peste 30.000 de participanți care au fost în cadrul evenimentelor noastre și care povestesc despre noi, despre Talmazan Dumitru, despre Talmazan School, despre tot ce înseamnă asta, puteți găsi feedback-urile pe YouTube, pe Facebook, pe tot ce este în comunicarea asta. Ok? Oferta vă lăs activă și haideți să-mi spuneți dacă ați, ce întrebări voi mai aveți. Eu încerc să deschid acel chat cu întrebări și văd, sunt 5 întrebări. Dacă voi aveți întrebări, vă rog mult, clicați pe link și scrieți întrebarea voastră acolo. Până când, așa, plus, plus, vreau și neapărat revin cât de curând, din păcate, la moment sunt limitat financiar. Ina, cu drag, revine sau scrie-mi în privat situația și noi poate găsim o soluție pentru tine. Pentru o persoană fără experiență este indicat cursul 1, dar dependență ce vrei și cât de repede. Dacă ești fără experiență și vrei să începi activitatea social media și ai timp, ia cursul 1. Dacă n-ai timp, atunci ia cursul 2 în care intră și cursul 1, doar că va trebui sprintăm în 2-3 luni să înveți social media. Adică va trebui să depui efort emoțional, psihologic, tare, destul de intens, plus follow-up-urile până la finele anului o să te ajute să pui întrebări. Că am citat o campanie, dar nu știu dacă e corect rezultatul. Și aici și economia și este scopul timpului. Mulțumesc, eu mă apuc să învăț mai departe, ne revedem pe 13. Diana, da, Diana, du-te că eu video-ul l-am pus în grup. Diana al meu este și la Start, și la Instagram, și la Mediu. Diana, poți să lași un feedback dacă mai ești aici, cum îți parți ai cursuri și dacă smerite investițiile și succes, succes, succes în studiu. Așa, haideți să luăm întrebările, vă rog să le scrieți acolo pentru că eu deschid prezentarea și în contextul de prezentare cumva ei și eu o să fie întrebările voastre. Cum îl convingem pe șef să investească în promovare? Pur și simplu postez și scriu pentru hire. Este problema asta. Dacă la voi s-a început dialogul, dar tu n-ai argumente, atunci spune, roagă pe șef să aibă 10 minute ca să vorbească cu mine. Și atunci dai numărul lui a meu sau cum acolo, da? A meu lui sau lui mie și eu sunt și explic de ce trebuie să fie investiția în angajați, chiar dacă ei pleacă, chiar dacă ei la noi sunt pe temporar și poate de ce nu, să-l convingi mai întâi să facem un audit. Și în baza auditului să vedem că pierdeți mulți bani sau nu câștigați mulți bani. Dar dacă șeful va abține lui, atunci net tak net. Aici noi nu putem să ajutăm. Așa. Cum lucrează mesajele și cât sunt de scumpe și eficiente? Vreau să strâng o bază de date în chatbot după care să trimit mesajele la după pâlnie cât de eficiente sunt. E o formă și asta interesantă de comunicare, chatbot-urile. Eu văd o scădere de eficiență. Un mesaj real de consum costă de la 20 la 60 de cenți, în dependență de business, dar la noi cam media e asta. Și atunci se primește că tu, când inițiezi partea asta de integrare chatbot, prin ManyChat sau alt resurs care îl ai, e mega important pâlnia ta să fie corectă. Mulți pierd pe pâlnii. De aceea eu nu știu dacă trebuie să dai mai multe detalii, ce nișă ești, ce business ești, pentru că nu știu dacă pentru toți e valabil elementul ăsta în care tu să folosești strângere de bază de date ca să comunici un message. Azi noi suntem în perioada în care noi lunar trebuie să comunicăm cu audiență nouă. Audiența care este la noi în bază e bună, din când în când o activăm, dar nu mizăm pe ea. Awareness-ul trebuie să facă toată cașa care nouă ne trebuie. Cum să delimitez mai bine audiențe pentru domeniul de activitate asigurări, pentru a fi cât mai eficient în publicitate? Audiențe pentru asigurări. Asigurările de viață, de mașini, de restul, nu sunt un ciclu emoțional. Marea, ceea ce asigurările trebuie să facă este să creeze brandul și să lucreze pe B2B, în primul rând, dacă noi vorbim de asigurări de mașini. Dacă noi vorbim de asigurări de alt gen, știu că companiile de asigurări au mai multe grile de produs, acolo voi trebuie să creați audiență inclusiv prin site, toți cei care intră pe casco, toți cei care intră pe carte verde, toți cei care intră pe asigurări de casă, pe asigurări de viață. Aici voi trebuie delimitare pe audiență. Și nu este exclus că același om să fie la voi în trei audiențe, dar în asta și frumusețe, e important voi să comunicați la nivel de jobs to be done.
scrieți-vă undeva și notați-vă și vedeți ce înseamnă asta. Ce înseamnă asta și cum noi lucrăm cu direcția asta în care tu îmi spui mie ce eu trebuie să aud ca targetul tău. De ce lucrați cu audiențele site-ului în primul rând și videourile. Videourile de expertiză care calibrează domeniul și când tu vorbești despre niște sfaturi în sigurare de viață, cei care s-au dat 95% arată-le oferta în remarketing. Cam așa. De unde, de la ce să încep a învăța a seta publicitatea pe site de socializare? Aveți vreun curs de la zero profesia să mă? Cred că răspuns la întrebare este cursul Facebook Start, care cu în combinație cu cartea este unul perfect pentru un începător, plus pentru că voi aveți așa resurse la disponibilitate. Unu, voi aveți elementul de carte, voi aveți 10 video preregistrate tehnice unde să apăs și voi aveți 2 videouri de la un webinar din seria asta care noi lucrăm în online cu voi. Așa că voi aveți toate argumentele să începeți de la zero și să mergeți în sus către culmi ca să vedeți performanța în social media. Dar cel mai important ingredient pentru începător este timpul. Timpul. Mulțumesc, Dumitru, că ai de obicei informativ, energic și recognoscibil. Mulțumesc! Văd că se lucrează un non-profit, aceleași strategii pe care campaniile sociale. Da, da, cu siguranță non-profitul, nu contează ce vindem noi, harbuș, salvarea unei vieți, educația societății, strategia de poziționare practic este aceeași, pentru că noi avem de lucrat cu costul de afișare, cu costul de remarketing, cu costul de CTR. Și atunci noi trebuie să, adică nu vizăm doar pe faptul că la noi doar este digitor, nu. Când încep cursurile încep săptămâna viitoare, unele din septembrie, adică noi peste o săptămână practic începem toate programele noastre care țin de instruire digitală. Mai citesc niște întrebări de vostru, după cursul 2 ne puteți ajuta cu găsirea clienților? Ce înseamnă ne ajuta cu găsirea clienților? Dacă voi sunteți specialist bun, freelancer, cu siguranță pot face un story și spune, uite, Colea a terminat la noi, dacă vouă vă trebuie. Clienții îi găsești nu prin căutare. Găsirea clientului este un rezultat a experienței tale. Toți clienții noștri sunt clienții care ne urmăresc în formatul live și spun, dați să vedem dacă ei se percep așa, mai timp că ei ia spațiu să ne promovezi. Deci aia precis că sfatul meu va fi ție să te înveți să faci, după asta să arăți și ca rezultat la ceea ce tu arăți, că te percep, că dai sfaturi, că faci live-uri, că faci stories, că faci webinare, oamenii încep să vină la tine. Pur și simplu să găsești undeva un client, să setezi o publicitate, poate îl găsești. Mai greu să-l menții de găsit, amuia specialiști trebuie în piață, și noi cu drag suntem în promovarea acestor specialiști și ne facem sharing la nivel de informații. Care este opinia noastră referitor la frecvența reclamelor setate în calitate de audiență targetată? Dacă mă simt spamată de către o companie, dau hai ce până nu. Da, este așa situație. Sunt două strategii. Prima este atunci când noi suntem în disperare și a doua este când noi nu știm ce facem. Când noi suntem în disperare, noi știm că 10, 20, 30% posibil o să fac haide, o să ne scrie mai aveți talmazan cu webinarele astea. Dar noi nu avem încotro, noi avem 3 zile, noi trebuie să împlem sala de webinare. Și atunci, părerea ta e importantă, eu te înțeleg, ca și consumator, mie tot nu-mi place, dar de sus a venit sarcina. Și noi conștient jertvim cu anumite beneficii. A doua strategie este atunci când nu știi. De ce cel mai des eu prefer să nu am o frecvență per campanie care durează 10-20 de zile, mai mult de 3 per frecvență. Vă poate vă pară că de la noi să vină mai multe anunțuri din cauza că vine aceeași imagine cu diferit text. Și atunci eu plătesc, asta nu e aceeași frecvență, un pic e diferit. La nivel de set e aceeași, de anunț nu e aceeași. De ce eu aș zice că 3 ori ar fi ok per campanie, 5-7 mult, deja mult. Deci eu nu recomand. Dacă pagina nu e business, e comunitate, e aceeași chestie la promovare pentru că nu găsesc care chestii ca tools aici. Dacă pagina nu e business, nu poți face promovare. Nu ai cum să faci promovare și nici nu-ți recomand să te chinui cu pagina personală, să faci niște postări de vânzări, de chestii. Ce-ți trebuie cursul start unde eu să-ți arăt
pas cu pas ce trebuie să faci tu de la crearea paginii până la contentul pe care tu trebuie să-l postezi. Deci, cu siguranță urmărește, este butonul ofertă, clicați pe el și vedeți ce beneficii acolo o să fie și colegul meu mâine o să vă întrebe, voi să-i spuneți. Dar precis nu trebuie să lucrați fără pagini de business. Cum ajută cursul să-mi schimb jobul în acest domeniu? O întrebare foarte des întâlnită, relevantă. Ai nevoie de jumătate de an. Ai nevoie de o investiție de 300, 400, 500 de euro. Și tu poți să câștigi la 4 la 10.000 de lei în domeniul social media. Dacă răspunsul ăsta îți place ca direcție și tu o să poți face față peste jumătate de an, tu poți ai acest salariu inclusiv la noi în companie. Inclusiv te recomand, dacă e ca muie, sunt companie ca chiar și acum care ne ascultă, care sunt gata să vă angajeze. Pur și simplu, problema nu este în 4, 5, 7, 10 mii de lei. Problema este că noi nu dăm return of investment. Voi veniți ca social media manager și pe urmă eu când fac auditul îmi pun mâinile în cap. Eu acum când îmi pun mâinile în cap că nu ne angajați, care noi vin la practică, ei cumva fac, parcă cresc mâinile din altă parte. Și eu înțeleg că asta e normal, eu tot așa am fost. Ceea ce nu au mulți, nu au ingredientul de timp. Nu au elementul să aștepte o leacă. Adică nu poți să schimbi profesia într-o lună. Tu trebuie să înveți vreo 2-3 luni de zile. În paralel, în ultima lună, să înșeai câte o leacă să faci. Să capți experiență, să intri în temă. 3-6 luni și tu ești expert. Garantat în social media. Dacă ai frică de Dumnezeu și o leacă de gărgăune în cap, va apșe lehco. Va apșe. Clică, registrează-te și cu drag te așteptăm în echipa noastră sau în echipa celor care putem să te recomandăm. Cum ajută cursul să-mi schimb jobul în acest domeniu? Nu având experiență și ne cunoscând nimic, am răspuns la această întrebare. Văd că ați lucrat și cu sectorul non-profit. Ce ați făcut la UNFPA? Noi lucrăm foarte activ cu UNFPA. Ultima interacțiune a fost cu organizarea centrelor forumului de tineret. Noi facem instruiri pentru centrele din Moldova de tineret. Noi promovăm programele care sunt în colaborare cu UNFPA, inclusiv cu ambasadele, Ministerul Educației. Adică avem experiență deja ultimul an foarte mult în domeniul ăsta. Eu cred că foarte mult. Noi am făcut live-ul și la Parlament, și la Ministerul Educației, și în sensul ăsta. Adică noi asigurăm și tehnic, și strategic, și cu promovare. Eu în alte direcții. Activăm și adnaclasnici câteodată, nu neapărat în Facebook, câteodată Instagram mai mult. Dar asta este un proces normal, deci cam așa. Mie mi-este interesant backstage-ul SMM și marketing online, dar sunt copywriter și mă tem să nu zbor din domeniu în domeniu gen fiecare 3 luni. Ce sfat mi-ai dat? Eu ți-aș spune următorul lucru. Găsește companie care are mult volum de lucru. Nu companie, dacă vrei și copywriter, ori găsește companie comercială mare, gen, nu știu, Darwin, Enter, Orange, Molcel, Unite, care are mult volum de lucru, unde tu trebuiască să faci mult. Nu la Talmazan School, unde sunt 3 postări pe zi. Sau o agenție care are 20-30 de clienți, cum are SAP Digital Team, sau altă agenție, care are volum de lucru zilnic și lucrează măcar o perioadă ca copywriter. Spre exemplu, dacă lucrezi la noi, tu oricum o să trebuiască să înveți și social media, pentru că omul când faci texte, el trebuie să înțeleagă unii textele astea duc și deși ele trebuie să aibă call to action, să aibă AIDA, MAIDA, știți domeniul ăsta. Deci, cu siguranță, dacă îți place asta și dacă te-ai descurcat într-o companie cu volum mare, nu ți-aș recomanda să migrezi. Dar dacă testezi, spre exemplu, ești bun project manager și ești creativ, atunci poți fi social media manager. Sau, spre exemplu, îți place să setezi, să gândești strategii de campanie, poți fi media manager. Până încerci, nu știi, dar tare de focusat, nu trebuie focusează, dar într-o circumstanță în care să-ți dea ție un feedback corect la nivelul de ești bună sau nu. Nu pur și simplu o companie care are 5 postări. Așa, ultima postare, cum facem cunoscut un produs? Cum facem cunoscut un produs? Există multe situații cum se poate făcut cunoscut un produs. Unul din ele este publicitatea, al doilea este presa, al treilea este influence marketing-ul. Oricare din aceste canale se numesc valori. Cât mai multe valori, cu excluderea celor care deja ne-au văzut. Să salvăm bugetul, să nu arătăm de 3 ori la același om și niciodată la un om nou. Lucrați cu excludere pentru că asta este foarte, foarte eficient și foarte important. Cât de relevant este ceea ce noi vorbim? Cine mai rămas? Eroii,
eroii care au rămas, 45 de oameni și cei care reprivesc. Vă amintesc momentul important în contextul comunicării noastre. Aveți câteva oferte, clicați. Dacă voi aveți timp, puteți să achitați acum suma întreagă sau un avans și în decurs de 72 de ore voi puteți să beneficiați de follow-up-uri până la finele anului în raport de 64 de euro sau 219 euro în care intră și 64, și caietul, și un program de 380 de euro. Respectiv, toate aceste momente plus follow-up-urile noastre pot fi ale voastre dacă voi vreți să lucrați în social media sau să vă promovați afacerea voastră. Asta este numai pentru oamenii ăștia. Să dai 4.000 de lei pentru 2 luni de zile, tu precis că le scoți repede. Dacă duci și te angajezi la cel mai neplătit job, tu scoți banii ăștia. Tu poți ceri bani pentru asta. Sau dacă tu setezi campanii cu minim 100-200 de euro, tu în 2-3 luni de zile ți-ai scos investiția la nivel de economisire sau în prima lună că ai mai mulți clienți. De aceea treceți prin PayNet, încercați să achitați 10 euro și noi o să vedem, o să vă sunăm mâine și o să vă spun prețul salvat. Mai departe vă duci și spuneți pe card și toate momentele astea. Cine mai rămas aici? 45 de oameni. Cine îmi scrie în Instagram, aveți un cadou din partea mea. Cei care nu l-au avut, este ghidul cu mărimile social media. Scrieți în talmazan.md, vreau ghidul și o să vă expediez ghidul cu mărimile social media. Toate mărimile, cover, logo, toate noi am făcut pe majoritatea, practic toate rețelele sociale, ca să vă fie comod să lucrați. Sper că n-ați uitat să faceți stories-uri și cu persoana mea. Dacă vreți să lucrați, apropo, puteți să ne scrieți. Asta este echipa SAP Digital Team. Alina, pe mijloc, directoarea, partenera mea în această agenție. Puteți să ne scrieți un e-mail. Noi cu drag o să vă analizăm. Puteți să faceți internship, puteți să faceți elementul de comunicare. Eu am ajuns cam la final. Văd că încă mai sunt câteva persoane aici. Dacă nu sunt întrebări, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați fost până aici. Sper mult că a fost util pentru voi. Sper mult că cei care au luat decizia să se instruiască, să ne vedem în programele noastre. Ceilalți, don't worry, be happy. Noi să ne vedem la alte webinare. Noi să ne vedem în alte ocazii. Respectiv, mulțumim mult pentru încredere. Aveți grijă de voi și indiferent ce n-ați face, faceți-o ghine. Faceți-o cu dăruire de suflet, de har și în viața asta o să vă se întarcă zicit. Eu am fost Dumitru Talmazan, Talmazan School, mulțumim pentru atenție, aveți grijă de voi, o seară extraordinară!